Tânărul de 29 de ani care aștepta de 2 ani un transplant pulmonar s-a stins din viață la un spital din București. Prietenii și familia tânărului au strâns cei 200.000 de euro necesari pentru o operație în străinătate, dar bărbatul nu a mai apucat să plece la o clinică din Viena din cauza lipsei unui acord al țării noastre cu Eurotransplant, dar și a birocrației. Postul ministru al sănătății Vlad Voiculescu a postat un mesaj emoționant pe Facebook despre drama tânărului. Fiecare veste ca asta te lasă puțin fără aer, pentru că Lin s-au mobilizat sute de oameni să-i dea șansa la viață pe care statul i-o confiscase. Călin avea 29 de ani. Călin avea recomandare de transplant pulmonar. Transplantul pulmonar care la noi nu a fost posibil pentru că avem un centru la început de drum, iar la centrele mari din străinătate românii nu mai sunt primiți. Ministerul Sănătății are obligația să facă de urgență curățenie în Viermuiala, cuib de vipere este prea mult, de la Agenția Națională de Transplant și să introducă România în Eurotransplant, chiar dacă asta o să strice treburile câtorva infractori cu talent și titluri din transplantul românesc. Oamenii cinstiți, medici și pacienți o să aibă de câștigat, a scris Vlad Voiculescu pe rețeaua de socializare. Și actualul al Sănătății, Sorina Pinte, a reacționat după decesul tânărului, n-aș putea să spun dacă acest pacient ar fi putut fi salvat. Sunt mâhnită, Din păcate, a fost prea târziu pentru el. A declarat Sorina Pintea, care a explicat că cea mai mare problemă a României, de unde derivă și problema cu protocolul eurotransplant este donarea de organe. Ministrul a mai anunțat că într-o lună va fi gata o nouă lege a transplantului în România.